O adolescentă de numai 13 ani din localitatea constanțeană Izvorul Mare a încercat să-și pună capăt zilelor. Fata s-a spânzurat în grajdul din curtea casei, dar a fost găsită la timp chiar de mama ei, care a chemat ajutoare. Am întrebat, zic, mami, zic, n-ai văzut-o pe Lala? Bă, da, zice, s-a dus la porci. Un pic m-am dat și am văzut-o pe geamul de la magazin. Hai, zic, nu te mai ascunde, mami, zic că te-am văzut. Zic, ieși afară. Și nu știu cum să vă zic, dar cred că mă trăgea ceva să mă duc acolo. Și când m-ați dus? Când m-am dus acolo, ea era atârnată. Nu știu cum să zic. Cred că Dumnezeu m-a întărit de am ridicat-o, de am putut să o ridic, să reușesc să-i tai iața. Rudele și vecinii sunt uimiți de gestul adolescentei și nu înțeleg ce a determinat-o pe copilă să recurgă la un astfel de gest. Nu mi-a spus nimic. Doar o vedea mereu veselă, erau cu copii, avea grijă de ei. Nu ne-a spus nimic, că n-are nicio problemă să vină să se plângă, să zică mi-a făcut mami aia sau tati. Nu, n-a avut nicio problemă. Mama Andreei este disperată. De când s-a întâmplat tragedia, spune că nu mai doarme și se roagă la Dumnezeu ca fata să-și revină, mai ales că tânăra era tot sprijinul ei. Asta vreau și mă rog la Dumnezeu să-și revină, să-mi spună și mie ce am demnat-o să facă pasul ăsta. Pentru că ea era tot sprijinul meu, ea era omul meu de bază. Nu știu. Copila a fost transportată la spitalul din Megidia, dar pentru că necesita tratament și investigații de specialitate, s-a decis transferul acesteia către Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a rămas internată în stare gravă. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru a afla care sunt împrejurările în care s-a petrecut incidentul, precum și ce a determinat-o pe adolescentă să încerce să-și ia zilele. Incidentul vine la mai puțin de o săptămână după ce o fată de 17 ani din Murfatlar s-a aruncat în canalul Dunăre Marea Neagră și s-a înnecat după o ceartă cu iubitul.